Bună seara! Bine v-am regăsit! Vă invităm și în această seară să cunoaștem împreună mai bine România din afara granițelor țării, cu ajutorul celor care promovează valorile din țara lor de origine în locurile din lume în care i-a purtat destinul. Despre diplomația științifică vorbim în această seară și încercăm să aflăm detalii despre această arie de activitate relativ nouă de la domnul Lucian Brujan, director de programe la Academia Națională Leopoldina din Germania, una dintre cele mai mari și mai vechi academii de științe din lume. Bună seara și bine v-am găsit, domnule Brujan! Bună seara, dumneavoastră și telespectatorilor! Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Ne onorează participarea dumneavoastră la emisiune și prezența la TVR Internațional. Faceți parte din acea categorie de români care au plecat în străinătate pentru a urma o carieră academică. O carieră pe care ați construit-o și ați dezvoltat-o în cei 18 ani petrecuți în Germania, chiar mai mult, dacă nu mă înșel. Care au fost însă cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în această perioadă? E greu de spus, au trecut deja atâția ani și Germania a devenit patria mea adoptivă. Asta nu înseamnă că am rupt legăturile cu România, dimpotrivă. Provocările au fost multe, trebuie să recunosc, începând de la adaptarea la un nou sistem de valori, de mentalități. Limba germană, eu aveam cunoștințe destul de solide, dar când ajungi să studiezi la universitate germană, îți dai seama că limba vorbită de oamenii normali de pe stradă este cu totul diferită față de limba complexă din domeniul științei. Apoi a fost faptul că aici se pune foarte mult accent pe responsabilitatea personală, pe autoorganizare, pe cunoașterea diferitelor regulamente, reguli, legi, așa mai departe. Eu am venit destul de tânăr în Germania, din România și, bineînțeles, aveam un alt bagaj și emoțional, și de mentalitate, și de abordare. Și atunci a fost așa puțin ca un salt în apă rece. O provocare poate mai grea a fost intrarea în serviciu public. A fost un examen destul de greu și... L-ați trecut cu brio și pe acesta, din fericire. Dar cât de mult a contribuit la integrarea dumneavoastră faptul că ați crescut, ați copilărit, v-ați format într-un mediu pluricultural, ați crescut cu două limbi materne și ați învățat și limba germană din copilărie, la Cenad, în satul bunicilor? A jucat poate rolul cel mai important. Unul dintre mentorii mei de origine germană de aici, de la facultate, la Tübingen, îmi spunea că învățatul la universitate este una, dar sunt anumite competențe culturale și umane care nu pot fi învățate din cărți. Ele vin de acasă și cred că faptul că am trăit într-un mediu pluricultural, cu mai multe limbi pe stradă, cu mai multe religii și așa mai departe, m-a ajutat destul de mult. Am crescut într-adevăr cu două, trei limbi. Și a fost, de exemplu, o chestiune foarte interesantă. Mama mea este de origine sârbă și când am ajuns aici și am întâlnit marea de migranți venită după războaiele din fosta Iugoslavie și auzeam peste tot limba, mă rog, acum serbo-croată, cum vrem să o denumim, am avut așa un sentiment ciudat. Dar până acum, la fel, când aud limba română, am un sentiment plăcut. Spuneați că ați păstrat legătura cu România și această legătură puternică pe care ați menținut-o cu țara dumneavoastră de origine v-a motivat probabil să vă implicați din ce în ce mai mult în proiecte care au legătură cu țara noastră, dar și cu românii de acasă sau din afara granițelor. Diaspora Academică Română este unul dintre proiectele la care ne-ați mărturisit că lucrați în această perioadă și vă rog să ne dați detalii. Mă simt foarte atașat de România și de limba română, dar și de România ca țară și nu vreau să rup această legătură. Și din ce în ce mai mult am încercat să combin cele două lumi, nu este ușor întotdeauna și am ajuns să am contact cu foarte multă lume de aici, de la noi. Comunitatea română a crescut aproape exploziv în cifre. Suntem comunitatea de străini care are cea mai mare creștere în ultimii 10 ani. De 6 ori s-a multiplicat numărul românilor din 2011 până în 2021. Acum suntem aproape 800.000 de cetățeni români
dar suntem 1,1 milioane de oameni cu rădăcini în România. Ceea ce este impresionant, suntem a treia comunitate după turci și polonezi, dar foarte aproape de polonezi. Și prin faptul că am ajuns să am contact cu diferiți oameni din diferite categorii sociale, pentru că diaspora română este extraordinar de variată. Nu este numai diaspora academică și poate că vin dintr-o lume a satului, nu am avut probleme să iau contact cu nimeni și am văzut greutățile, problemele prin care trec românii care vin aici și am văzut și chestiunile pozitive. Și un rol important a jucat faptul că, și nu vreau să par alaudă, nu sunt genul, când am avut noul ambasador pe atunci, domnul Emil Hurezeanu, binecunoscut în România, mi-a spus de la primele întâlniri, eu vreau să deschid această ambasadă și nu l-am înțeles ce a vrut să spună. Să deschidă un canal de dialog cu toate categoriile sociale reprezentate aici și cred că impulsul acesta de la nivel local sau, mă rog, nivel național în Germania m-a motivat și pe mine să mă implic mai mult prin faptul că cunosc sistemul federal german, administrația germană, legile, cunosc limbajul. Am încercat să facilitez niște chestiuni. Diaspora Academică este un proiect care a ieșit din această colaborare și este un proiect, nu vreau să-l chem elitist, dar este un proiect care cuprinde în special oamenii care sunt în mediul științific, de cercetare, inovare, medicii, IT-știi, în general profesioniștii și oamenii de succes. Deci este o mică parte a diasporei de aici. Această platformă înseamnă pentru noi o dorință care o avem de a ne conecta cu colegii noștri din țară, din România, și de a încerca să transferăm din ceea ce știm și din ceea ce am învățat aici către România sub formă de consiliere științifică, de networking, promovare și așa mai departe. Sunteți implicat de asemenea într-o inițiativă menită să dea voce comunității române din Germania la nivel federal și regional. Cum a apărut ideea înființării unui Consiliu Central Român în Germania? În ce stadiu se află acest proiect și care sunt obiectivele principale? Este inițiativa de a crea o structură la nivel federal care să dea voce doleanțelor românilor de aici din Germania, celor mai mult sau mai puțin 1 milion de oameni. Noi suntem o comunitate de migranți puțin vizibilă și puțin cercetată. Toate cercetările sunt lapidare, aș vrea să spun, nu în sensul negativ, dar nu au reușit să cuprindă diversitatea acestei comunități pentru că am crescut extraordinar de repede în cifre. Iar Consiliul Central este o instituție bine stabilită deja în Germania. A început cu Consiliul Central al Evreilor, comunitatea turcă, are comunitățile din fosta Iugoslavie, din fosta Uniune Sovietică, deci și polonezii. Cam toți au câte o astfel de asociație la nivel federal, numai românii nu au astfel de asociație. Aici sunt și cazuri, sunt și motive organizatorice, pentru că am crescut așa de repede și pentru că avem mai mult asociații cu caracter cultural destul de fragmentate. Germania fiind o țară mare cu 16 landuri, e greu să existe o coordonare. Nu avem o identitate comună a acestei comunități de români. Suntem și certați între noi uneori și m-am gândit că, mă rog, știm problemele, dar haideți să facem ceva să le rezolvăm. Haideți să trecem peste aceste chestiuni, pentru că fiecare zi petrecută în Germania ne schimbă și ne integrează cât mai mult acestui sistem din această țară. Și ne trebuie un astfel de organism ca să putem să vorbim într-un mod articulat, frumos, civilizat, obiectiv, cu autoritățile federale, cu partidele politice de aici, din Germania, și cu autoritățile la nivel de land. Cred că poate știți, anul trecut, 2020, a fost anul pandemiei, dar a fost și anul comunității române în Germania, pentru că am apărut extraordinar de mult în știri. Cazurile care s-au petrecut la o anumită firmă în industria cărnii, alte cazuri în agricultură, a devenit vizibil că există o comunitate de oameni care lucrează joburi prost plătite, așa numiți muncitori esențiali, de la cei care distribuie pachete până la cei care fac de mâncare zilnic pentru magazine. Și la un moment dat au devenit vizibili. Și mi-amintesc o discuție cu niște jurnaliști de aici, de la Televiziunea Națională Germană, în care îmi spuneau, noi nici n-am știut că există
români în Germania. Și atunci mi s-a părut puțin ignorant și am zis că acest lucru trebuie schimbat. Și da, această inițiativă este într-un stadiu destul de avansat. Demersul meu a fost întotdeauna să fiu inclusiv, să trec peste diferende de opinie, să trec peste influențe politice, să păstrez în afara politicului o astfel de inițiativă și să încerc să integrez. Spuneam în prezentarea dumneavoastră că sunteți director de programe la Academia Leopoldina, cea mai veche academie de științe din lume, având momentan peste 1700 de membri din 30 de țări, și aici aplicați principiile diplomației științifice. Ce este așadar diplomația științifică și cât de importantă este în această perioadă? Diplomația științifică înseamnă, ca să explic așa mai ușor de înțeles, să combine elemente din relațiile internaționale între state și organizații cu colaborarea științifică și cu ceea ce rezultă din această colaborare. De exemplu, când este vorba de marile provocări, cum este pandemia, cum este criza climatică, cum putem să introducem ultimele date, ultimele rezultate științifice, ultimele inovații în procesul diplomatic, în procesul de relații internaționale, de management a relațiilor internaționale între state și organizații. Pare ușor, dar este foarte complicat, deoarece oamenii din diplomație și oamenii de știință vorbesc limbi diferite, chiar dacă vorbim în general engleză, dar avem abordări cu totul diferite. Și atunci eu sunt persoana care încearcă să traducă dintr-o parte în cealaltă, persoana care încearcă să organizeze acest mod de colaborare și cea care, și asta este cred că cel mai greu, care încearcă să filtreze ce este esențial de ceea ce este mai puțin esențial. Pentru că atunci când trebuie să iei o decizie politică, și asta este partea politică, nici nu ai mult timp la dispoziție, poți să dai de politicieni care nu înțeleg despre ce vorbești sau de politicieni extraordinar de bine pregătiți și atunci trebuie să-ți calibrezi mesajul imediat ca să poți să duci la bun sfârșit sau să poți să implementezi ceea ce îți spune mediul științific. Sunteți de asemenea membru al prezidiului Asociației pentru Europa de Sud-Est. E vorba despre o asociație germană dedicată acestei regiuni europene din care face parte și România. În ce constă activitatea acestei asociații? Are o istorie lungă, peste 100 de ani. A pornit ca o asociație pur profesională, adică oameni din mediul academic care erau preocupați, care studiau această regiune. Înțelegerea Europei de Sud-Est e destul de largă, inclusiv Republica Moldova, Turcia, aparțin de conceptul de Sud-Ost-Europa, care este un concept, mă rog, istoric german. Astăzi asociația este mai diversă și eu sunt membru de mulți ani în această asociație, dar un membru tacit am fost, recunosc. Și la un moment dat m-am supărat puțin pentru că lipsea România din toate discuțiile zilnice, discutam numai despre Serbia și Kosovo, despre Turcia, despre Bosnia-Herzegovina și am spus, ok, dar ce se întâmplă cu cea mai mare țară din Europa de Sud-Est, care într-o anumită perioadă în care guverne din Europa Centrală și de Sud-Est deveneau autoritative, România totuși mergea pe un alt drum, mai cu hopuri, dar în general orientarea era cu totul diferit. Și atunci auzeam argumente de la colegi, profesori, catedratici, unii spuneau, domnule, nu prea mai sunt experți în România. România a devenit neinteresantă pentru că este membra Uniunii Europene. Și atunci mi-am depus candidatura ad hoc, vă spun sincer, mi-am decis în 5 minute și am zis, programul meu este să pun din nou România în interesul științific german. Și un alt lucru de care mă ocup acolo ca interes personal este situația legată de protecția mediului în toată Europa de Sud-Est. Cred că este o temă, un topic care este mult, mult subprezent în opinia publică de zi cu zi. Dacă vedem tematica pădurilor din România sau a calității apei și așa mai departe, cred că în următorii 10 ani va fi unul dintre punctele principale politice și sociale despre care va trebui să discutăm în această regiune. Cu siguranță ar mai fi multe de povestit, dar vă mai așteptăm la TVR Internațional. În încheiere însă, mi-amintesc ceea ce spuneați într-un interviu și anume că nu excludeți posibilitatea revenirii în România, în acest spațiu atât de efervescent. Ce v-ar putea convinge să luați o asemenea decizie?
Știți că acum, de exemplu, mi-este dor de România, pentru că din cauza pandemiei nu pot să merg. Ar trebui să stau 14 zile în carantină și nu-mi permit că nu am atât concediu. Am spus în acel interviu la Radio România, cred că a fost, că nu exclud nimic, pentru că dacă m-am înscris pe această traiectorie și eu sunt o persoană care încerc să fac lucrurile cu responsabilitate, nu reușesc întotdeauna, dar încerc. Nu exclud absolut nimic. Cred că trebuie să fiu realist, mi-ar fi greu să mă întorc imediat în România, dar cred că, pe de altă parte, ca să dai față unei noi provocări, indiferent de care formă, ai nevoie de o experiență de viață, ai nevoie să construiești ceva de la zero, ai nevoie de eșecuri din care să înveți. Și cred că asta este ceva care pot să aduc eu ca și contribuție personală. Am cunoscut atâtea diaspore, unde legătura încetul cu încetul se rupe. La noi nu este așa. Și cred că este un lucru foarte bun și cred că trebuie să construim pe această legătură foarte puternică, care este strict emoțională. Aici nu e vorba de bani, de posibilități de afaceri, este o chestiune emoțională. Mulțumim foarte mult încă o dată, domnule Lucian Brujan. Vă dorim mult succes în continuare și vă mai așteptăm la TVR Internațional. Vă mulțumesc și dumneavoastră, toate cele bune! Despre secretele istoriei, pasiunea pentru reginele României și despre interesul pentru istoria și arta țării noastre în general, povestește, printre altele, istoricul de artă și eseistul român Gabriel Badea Păun în interviul acordat colegului meu, Sandrino Gavriloaia. Specializat în istoria coroanei României, expert în antichități, istoric de artă, eseist și autor, Gabriel Badea Păun locuiește la Paris de 23 de ani. S-a născut la Sinaia în 1973 și a absolvit Facultatea de Istorie a Universității din București. A obținut doctoratul în istoria artei, magna cum laude la Sorbona, Universitatea Paris 4. Are numeroase studii, ediții și lucrări tipărite la edituri prestigioase, nu numai în țara de adopție Franța sau în țara natală România, ci și în Germania, Belgia, Marea Britanie și Statele Unite. Activitatea de autor a lui Gabriel Badea Păun și munca sa de cercetare, desfășurată preponderent în mediile occidentale, demonstrează că eforturile sale de a releva episoade din istoria și arta românească nu au rămas fără urmări. Domnule Gabriel Badea Păun, iată ne reîntâlnim la București, de această dată cu un proiect de televiziune francez. Aș vrea să ne dați câteva amănunte despre acest proiect sau, mai exact spus, aș vrea să ne dezvăluiți despre ce personaj istoric este vorba de această dată. Am fost poftit de o echipă care realizează pentru France 3 emisiunea Secret d'Histoire, la o evocare a reginei Maria a României, care probabil că va fi difuzată în această toamnă, încă data precisă nu este cunoscută. Am început să filmăm în mai multe locații, ei vor rămâne mai multă vreme, mai bine de 2 luni aproape, ca să facă cât mai multe dintre obiectivele interesante legate de personalitatea reginei Maria. Am fost deja la Bran, am fost la Peleș și la Pelișor, la Sinaia și iată-ne astăzi la București, unde am fost foarte bine găzduiți de hotelul Hilton Garden Inn și unde am filmat la Palatul Regal, la Cotroceni, la Arhivele Naționale, aproape un pic peste tot. Emisiunea care este extrem de populară și care este difuzată la o oră de maximă audiență, începe, este în prime time, de la orele 9 seara, este moderată de unul dintre cei mai
cunoscuți oameni de televiziune din Franța, Stefan Bern, extrem de popular, aproape el moderează toate emisiunile care sunt transmise de France Télévisions. Ce ne puteți spune despre emisiunea Secretele Istoriei? De altfel, emisiunea Secretele Istoriei se poate vedea și în România pe TV5. Eu am publicat în 2004 o nouă versiune, o nouă ediție a Poveștii vieții mele ale a reginei Maria. Ea apăruse în limba franceză în 1936-38, cu distanța dintre volume, și eu am făcut deci această nouă ediție, adnotând-o și însoțind-o de un text explicativ și istoric. Am fost printre primii pe care i-au sunat. Mă rog, activitatea mea și cărțile pe care le făcusem despre istoria familiei regale în limba franceză erau cunoscute lui Stefan Bern, pe care se întâmplă să-l și cunosc personal. Aș vrea să ne întoarcem puțin în timp, pentru că, iată, pandemia v-a fost cumva potrivnică, și să ne vorbiți de cea mai recentă carte a dumneavoastră lansată la Paris. Este vorba de Pictor român în Franța, apărută la editura Infine cu subvenția Institutului Cultural Român. Ce ecouri a avut această lucrare, în deosebit în Franța și în Occident? Este un proiect pe care îl aveam de foarte multă vreme, această carte cu Le peintre roumain et la France, 1834-1939, deci Pictorii români și Franța, de la 1834 la 1939, și care a fost publicată de casa de editură Infine și care este o ramură a foarte celebrei reviste Connaissance des Arts, care are o difuzare extraordinar de mare și care face în prezent, deci casa de editură face catalogele expozițiilor de la toate marile muzee din Franța, începând cu Louvre, cu Musée d'Orsay, Centrul Pompidou, toate publică în acest moment aceste cataloge la ei. Lucru de care eu am fost foarte încântat este că a avut o distribuție foarte bună și a fost foarte vizibilă. Ea a fost foarte cumpărată de cele mai multe dintre bibliotecile specializate în istoria artei în Europa, dar și în Statele Unite. Și marile muzee de arte. Toate. Eu am rămas uimit, că nu aveam de unde să știu acest detaliu. Am rămas uimit pentru că am făcut o căutare cu WorldCat, care este catalogul care reunește toate catalogele virtuale ale celor mai multe și cele mai însemnate biblioteci de muzee, și am rămas uimit să văd că aproape toate le-au luat și că în felul ăsta poate că eu mi-am împlinit obiectivul de a face cumva cunoscute activitatea acestor pictori români care au studiat în răstimp de 100 de ani în Franța, la Școala de Arte Frumoase sau la școlile și atelierele libere. Practic este un album de artă foarte frumos și elegant ilustrat. Da. Sunt 200 de ilustrații, o selecție pe care am făcut-o dintre ceea ce am crezut eu că sunt operele cele mai însemnate și care sunt definitorii pentru atât relațiile dintre școala artistică franceză, dar și pentru ceea ce constituie de fapt coloana vertebrală a artei românești în această sută de ani aproape. Este o carte care începe în 1834, pentru că este momentul în care primul dintre pictorii români vine în Franța, și anume Ion Negulici, și se termină în 1939, acest ultim reper fiind cel al izbucnirii celui de-al doilea război mondial și sfârșitul lui circulației libere. Și totuși, de ce versiunea românească anterioară, minimalistă, ea spune, vă este mai puțin drag acum? Un pic complicat de explicat. De fapt, dorința editurii românești în momentul în care a fost acesta a fost mai mult sau mai puțin de a face un dicționar al acestor artiști. O idee în care contextul
era mult mai puțin explicat. Acest dicționar era precedat de un studiu introductiv, dar care nu era foarte, foarte dezvoltat. Ceea ce am refăcut în sine este o carte complet diferită. Sunt aceleași informații, dar sunt altfel explicate. Este o carte diferit făcută, este foarte adevărat și pentru un public care este nefamiliarizat cu istoria și particularitățile istorice și artistice ale României. Deci am încercat să explic toate aceste lucruri. Ei sunt foarte interesați de astfel de subiecte, pentru că în ultimii 10 ani, să spun, au apărut foarte multe lucrări sau s-au făcut expoziții despre școlile de pictură sau chiar și sculptori importanți care și legăturile lor cu școala artistică franceză. Cumva eu am urmărit acest val, această modă și am încercat să introduc și capitolul românesc din arta europeană și raporturile pe care le are cu școala franceză. În vedere și o versiune românească a titlului francez, ca să spun da. Așa? Da, eu aș vrea foarte mult, am și găsit pe cineva, este însă și o chestiune financiară, să sperăm că vom reuși să ne descurcăm în cele din urmă. Cred că ar fi o foarte utilă, pentru că este un subiect care, deși a fost atins, nu a fost niciodată atins cu această amploare și cu documentația pe care am reunit-o eu. A fost pentru mine o muncă de foarte mulți ani, o muncă de documentare în arhivele franceze, în bibliotecile franceze, în muzeele franceze și, firește, în cele românești, care au extraordinar de multe lucruri. Găsesc că ar fi bine dacă am putea să avem și o variantă în limba română, după ultima ediție franceză. Ideea este să iasă la fel și să iasă de aceeași eleganță. De altfel, a fost condiția pe care am pus-o cu editurile românești cu care am vorbit, să cumpere macheta de la editura franceză. Aș vrea acum să ne întoarcem la personajul istoric pentru care ați venit de această dată în România și să ne povestiți cum a decurs colaborarea cu echipa de cineași care a realizat filmul istoric Maria Regina României. Da, a fost binevenită această inițiativă de a face acest film pentru care am fost consultat. E drept că nu toate sfaturile mele au fost întotdeauna urmărite. Filmul este foarte agreabil de urmărit și în plus au făcut foarte mari eforturi să-l facă în locații în care chiar s-au și întâmplat acele evenimente și au avut o recuzită extraordinar de frumoasă. Și reconstituirea istorice, eu am rămas uimit de calitatea reconstituirilor istorice. Costumele erau foarte reușite, apoi au făcut o muzică specială pentru... Nu, e foarte interesant ce au Oricum făcut. Oricum s-a filmat și în România, și în Anglia, și da, în Franța, da, la Paris. Da, și au făcut reconstituiri istorice, unele au fost refăcute în platou, dar aproape că nu vă dați seama, pentru că în momentul în care regina venea la Gare de Lyon, nu mai puteți să filmați la Gare de Lyon, pentru că este agitație foarte multă și forfotă care este contemporană. Nu-i poți scoate pe toți, dar au reușit să facă acest lucru în platou. Ce ne trebuie nouă, de fapt, e prințul. Karl, du wirst dich endlich wie ein zukünftiger König benehmen. Regele se mai trimite pe cineva la Paris. Why don't I go to Paris? We promised to be king of a united Romania. We must stand by our word. În
între Regina Maria și Regina Elisabeta, prima noastră dragoste, ca să spun așa, care vă e mai apropiată de suflet? Amândouă. Pentru Carmen Silva, eu am o afecțiune foarte particulară. E foarte adevărat. Apropo, la ce ediție a ajuns cartea dumneavoastră? În limba română, cred că este la a cincea. E cartea mea de debut. Poate că dacă ar trebui să scriu această biografie din nou, aș face-o complet altfel, pentru că m-am schimbat, m-am maturizat, am cunoscut mai multe lucruri, în plus au apărut noi documente, noi alte lucruri, deci aș putea să fac într-un alt fel. Mi-este foarte apropiată pentru că la lansarea ei, în 2003, au fost regele Mihai și regina Ana, era pentru prima dată când veneau pentru lansarea unei cărți. Chiar acum de curând am reîncadrat fotografiile de la acest eveniment. Este un moment care a contat enorm de mult. Și cred că a și ajutat viața cărții foarte mult, pentru că toată lumea a fost interesată. Eram la începutul anilor 2000, regele nu venea, era pentru prima dată când venea pentru un astfel de eveniment, era o prezență și era, a fost foarte multă lume la Institutul Francez la lansare în acel moment. De altfel, această carte are o carieră europeană, pentru că are o versiune franceză, una germană. Eu am scris-o în limba franceză, ea a fost tradusă în limba română de buna mea prietenă Irina Nistor și a fost publicată deci și în Franța în versiunea sa originală și apoi a fost tradusă în limba germană. Și despre Regina Maria nu aveți un intenție, un proiect asemănător? Nu, pentru că acum mă concentrez asupra scrierilor mele de istorie artei și următorul proiect este despre colecțiile de artiști de la Rubens Lacunz, care este un proiect la care lucrez de mai mulți ani și care sper să se definitiveze până la sfârșitul acestui an. Pentru contribuțiile și meritele sale, Gabriel Badea Păun a fost distins cu Prix du Cercle Montherlant, Académie des Beaux-Arts Paris, Premiul Second Empire al Fundației Napoleon Paris, Medalia Regele Mihai pentru Loialitate, Premiul Alexandru Țigara Samurcaș al Fundației Magazin Istoric București. A devenit cavaler al Ordinului Meritul Cultural Român în anul 2009. Aveți o colaborare susținută cu ICR Paris și cu Ambasada României de la Paris? Da, la ambasada au fost întotdeauna extraordinar de bun cu mine, pentru că începând cu prima carte care am făcut-o acolo, Portret de Societate, pe atunci ambasador era Baconski, domnul Baconski, el m-a poftit ca să prezint această carte la ambasadă și apoi de fiecare dată când am făcut câte o carte, am făcut o lansare, o conferință de lansare mai precis, la ambasadă, chiar și aceasta cu pictorii români și Franța a fost lansată în sala de teatru pe care o au ei acolo, în sala bizantină, cum este spusă, și a fost foarte multă lume, adică au fost 300 și ceva de persoane și nu numai români, pentru că eu asta încerc să fac de fiecare dată. Aceste lucruri sunt cunoscute, unele, multe dintre ele de români. Eu încerc ca prin lucrările pe care le fac să atrag interesul, de fapt, străinilor despre acest lucru și să le arăt interesul pe care istoria sau arta românească pot să o aibă în legătură cu istoria și arta lor. Sunt extraordinar de puține cărți scrise despre istoria și arta românească. Dacă vă duceți, spre exemplu, la FNAC și vă uitați pe raftul care este cu țările din Est, sunt câte două sau trei cărți, dintre care una este sigur a mea. Sunt foarte puține cărți, este foarte puțină bibliografie. Apoi, eu am avut o foarte mare șansă ca ICR Paris să mă urmeze în propunerile mele. Ei n-au așa un fond foarte mare și trebuie să urmeze foarte multă lume. Eu trebuie să recunosc că am avut foarte mare șansă pentru că directoarea ICR-ului Paris, doamna Doina Marian, s-a zbătut extraordinar de mult pentru cartea cu pictorii români și Franța.
Vă invităm în minutele următoare la Florența, un oraș cu care România are legături profunde datorită marilor personalități care au scris pagini din istoria țării noastre și care și-au găsit refugiul la Florența. Una dintre aceste personalități a fost regina mamă Elena a României, care a petrecut mai mult de 3 decenii la Villa Sparta, între Florența și Fiesole, lăsându-și amprenta asupra locului. Luna aceasta, cu ocazia aniversării a 125 de ani de la nașterea sa, la Florența au avut loc mai multe manifestări și evenimente care au fost dedicate. Doamna Melania Cristina Cotoi este președinta Asociației Culturale Alternativa și promovează de ani buni valorile istorice românești. Bună seara, doamnă Melania Cotoi! Bună seara, bună seara tuturor! Vă mulțumim pentru că sunteți împreună cu noi. De peste 20 de ani locuiți la Florența, sunteți ghid turistic și de câțiva ani faceți eforturi considerabile pentru ca legăturile istorice pe care acest oraș le are cu România să fie recunoscute și apreciate. Cum ați început acest demers și ce v-a motivat? Eu fac practic meseria de ghid de turism în Florența din anul 2007-2008 și de-a lungul acestor ani, prin studiile mele, am descoperit relațiile profunde dintre acest oraș și personalitățile românești care au trăit în exil la Florența sau care au petrecut un anumit timp doar. Când aveam grupurile de turiști din România, întotdeauna le povesteam și de aceste mari personalități. Însă mi-am dat seama că nu este suficient și mi-am dorit foarte mult ca poveștile pe care le știam eu, istoria țării noastre pe care o cunoșteam, să o împărtășesc și cu cetățenii din Florența. Abia în anul 2016 am înființat Asociația Alternativa și de atunci am lucrat neîntrerupt pentru promovarea identității culturale românești. Am organizat mai multe expoziții de fotografie în care a fost prezentată România și frumusețile sale. Am făcut mai multe prezentări de carte în care l-am avut ca invitat pe Leonard Belcescu, care ne-a povestit despre statuile de daci. Noi știm că la Florența avem mai multe statui de daci, una dintre care a fost replicată, copiată și a fost amplasată la București. Am făcut o prezentare de carte dedicată lui Raffaello Romanelli, un sculptor care are peste 40 de statui în România. După care am început să prindem curaj și ne-am dedicat domnitorului Alexandru Iancuza. Am organizat un simpozion în care am avut invitați mai mulți istorici. Am instalat o placă comemorativă în fața vilei în care domnitorul Iancuza și-a petrecut ultimii ani din viața sa. Am organizat un simpozion dedicat lui Nicolae Petrescu Comnen, mare diplomat român și care a fost cetățean de onoare al orașului Florența, pentru că el s-a implicat foarte mult în salvarea monumentelor de la bombardamentele din al doilea război mondial. Și în ultimul an și jumătate ne-am ocupat de regina mamă Elena a României, care a petrecut la Villa Sparta mai mult de 30 de ani de zile. Și eforturile dumneavoastră au fost recunoscute în 2019, dacă nu mă înșel, ați devenit cunoscută după ce ați inițiat demersul privind amplasarea acelei plăci comemorative din bronz lângă reședința în care Alexandru Ioan Cuza și-a petrecut ultima parte a vieții. Și vreau să ne spuneți ce a însemnat pentru dumneavoastră această recunoaștere și această realizare. Această recunoaștere mă umple de orgoliu. Nu o fac pentru mine, o fac pentru toți românii, nu doar din Florența, din întreaga lume. Este ca o mângâiere pentru toți. În ultimii zeci de ani am fost un pic neconsiderați la Florența și pot să spun acum că acest merit al Asociației Alternativa este meritul comunității românești din acest oraș. Se pare că v-a motivat acest succes și iată că în acest an Consiliul Local din Florența a aprobat o moțiune care are ca scop numirea unei străzi sau unui loc public din oraș în memoria reginei Elena a României și vreau să vă rog să ne oferiți detalii.
În anul 2019, la Florența, a fost prezentă jurnalista Camelia Cicchi, a realizat mai multe documentare dedicate reginei mama Elena și cu acea ocazie am avut posibilitatea de a cunoaște mai mulți oameni care au cunoscut-o personal pe regina mama Elena. Acești oameni au vorbit foarte frumos despre regina mama Elena, erau chiar doritori să ne povestească mărturiile lor și mi-am dat seama că dacă voi face o astfel de propunere, mă pot baza pe ajutorul lor. Și așa am pornit la drum. Inițial am plecat cu Federico Frediani, care în anul 1939 a fost botezat de regina mama Elena, după care am prezentat proiectul primăriei Florența și acesta a fost primit de către lista Nardella. O avem pe doamna consilier Mima Dardanu, care într-adevăr a făcut un lucru extraordinar în Florența. Au avut loc mai multe comisii, a fost comisia de cultură, a fost comisia Consiliului Local și ceea ce vă pot garanta, absolut toți din primărie au vorbit extraordinar de frumos de regina Elena. Pe 3 mai s-au împlinit 125 de ani de la nașterea reginei mamă Elena, despre care se știe că a fost foarte atașată de Florența, unde a fost și foarte apreciată și, într-adevăr, telespectatorii noștri au putut urmări povestea acestei frumoase relații, legături din reportajele difuzate de Televiziunea Română și realizate de colega noastră, jurnalista Camelia Cicchi și, nu întâmplător, o expoziție de iriș îi este dedicată în acest an reginei mama Elena în Florența. Inițial, în anul 2019, la ediția trecută a concursului internațional de iriș, am fi dorit să instalăm în grădina de iriș de la Florența o placă comemorativă. Din păcate, pandemia ne-a oprit, așa că am rămas doar cu premiul Fiorino d'Oro pe care noi îl oferim în memoria reginei mama Elena și care este oferit celui mai frumos iris din lume. De asemenea, cu această ocazie, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București, Facultatea de Horticultură, a trimis la Florența o colecție de 30 de iriși selecționați de pe întreg teritoriul României. Și acești iriși au intrat în patrimoniul acestei grădini unice în Europa de la Florența. Este o ediție extraordinară pentru noi. Așadar, până când poate fi vizitată expoziția pentru care au fost aduși și iriși din România la Florența? Expoziția a fost deschisă pe data de 2 mai, concursul are loc în perioada 3-8 mai și aceasta va putea fi vizitată până în data de 20 mai, deci mai avem timp să o vizităm, între orele 10 și 18. Trebuie să le reamintim celor care ne urmăresc că regina mama Elena a fost membru fondator al Societății Italiene a Irișilor și a Grădinii de Iriș din Florența. Felicitări încă o dată pentru acest proiect. Da, într-adevăr, regina mama Elena a fost membru fondator al acestei Societăți Italiene de Iriș. Merită un cuvânt de spus în ceea ce privește Grădina de Iriș de la Florența, care a fost înființată în anul 1954 pentru a găzdui acest concurs internațional de iriș. De ce la Florența? Emblema orașului conține irisul. Deci nu exista un loc mai potrivit în lume decât orașul Florența care să găzduiască acest concurs. Și noi ne mândrim că regina mama Elena a fost una dintre membrii și fundatori ai acestei societăți, dar a fost și membru de onoare, pentru că a făcut mult mai multe fapte care a încoronat-o cu acest nume. Noi vă mulțumim foarte mult pentru aceste povești frumoase, dar și pentru imaginile minunate pe care ni le-ați transmis. Așteptăm să mai povestim la TVR Internațional despre proiectele Asociației Alternativa. Vă dorim mult succes în continuare și la fel de mult entuziasm. Mulțumesc!
Vă aducem în atenție în continuare noile performanțe internaționale ale echipei naționale de robotică a României, AutoVortex. Echipa condusă de profesorul Ionuț Panea a demonstrat odată în plus că este una dintre cele mai bune echipe de robotică din lume, după ce a câștigat locul întâi și medalia de aur la campionatul internațional de robotică First Tech Challenge Rusia 2021. La ce proiecte lucrează acum și pentru ce competiții se pregătesc elevii români aflăm de la domnul profesor Ionuț Panea, bună seara! Bună seara, să română! Mulțumim frumos de invitație! Felicitări, odată în plus, membrilor echipei. A câta victorie consecutivă din Rusia este cea de anul ăsta? Este deja al 9-lea an la rând în care participăm și reușim de fiecare dată să obținem locul întâi. E ceva de necrezut. Așadar, de 9 ani participați la acest concurs și ați obținut de fiecare dată locul întâi și medalia de aur, învingând echipele rusești. Mai bine extenuat și triumfător decât odihnit și înfrânt, e motoul echipei. Cât de extenuant a fost drumul spre triumf anul acesta? Potrivit mânușa pentru concursul din anul acesta, a fost o aventură incredibil și de obositoare, și de frumoasă, și de intensă. Noi până în ziua plecării, efectiv, ne luasem orice gând că mai puteam să plecăm din România. Am făcut tot posibilul să demarăm la timp procedeul pentru vize, pentru acte și așa mai departe. Organizatorii nu au demarat la timp procedura pentru acordarea vizelor și ne simțeam așa, un pic ai nimănui și un pic trădați. În momentul în care noi am participat la etapa de calificare pentru acest concurs, care a avut loc în luna martie 2021, atunci la fel am avut cel mai mare punctaj al competiției, efectiv un robot super, super bine pregătit și nici nu ne gândeam că în aproape 2 luni de zile ei nu reușesc să facă toate demersurile necesare. Ei nu știam ce să le spun părinților, copiilor, dacă mai plecam sau nu, era o mare necunoscută. Și marea noastră speranță, ajutorul neașteptat a venit din partea Ministerului Afacerilor Externe și ne-au oferit pașapoarte diplomatice și așa am reușit să plecăm. Problema a doua a fost cu ajunsul la competiție. Nu mai puteam să găsim bilete de avion, nu exista niciun zbor, nici măcar acum, din București direct până în Moscova. Și a trebuit să închiriem o mașină cu care să mergem până în Chișinău. Am condus toată noaptea, eram extenuat efectiv când am ajuns la aeroport. De acolo ne-am îmbarcat cu o cursă low cost, care doar low cost era pe act, în realitate ne-a rupt la prețul biletelor de avion. Și surpriza surprizelor, când totul era pregătit, ne-au dat jos din avion să ne spună că știți, nu putem să vă lăsăm să vă îmbarcați, că nu aveți acordul de la Ministerul de Interne rus. Și am început să ne certăm cu ei, să le arătăm pașapoartele diplomatice. Ei țineau în sus și în jos că e incredibil, cum poate să vină ceva cu pașaport diplomatic, că nu se poate, că o să-i penalizeze pe ei. După care au intervenit iarăși cei de la Consulatul României din Chișinău, cărora le mulțumim pe această cale, la fel și cei de la Moscova, și în ultimul minut ne-au lăsat să ne îmbarcăm și am ajuns în Moscova, ne-a așteptat doamna consul, era super fericită că ne vede și încă un hop, nu ne lăsau să intrăm cu roboți în țară, cereau pașaportul tehnic al robotului și actele de proveniență. Până la urmă, Chiucuvai ne-a dat drumul, am reușit să intrăm în Rusia, am ajuns la concurs în cele din urmă, în dimineața datei de 24, ne-au băgat foarte, foarte repede la inspecția tehnică, fiindcă la acest concurs organizatorii trebuie să verifice integritatea robotului, dacă respecte anumite reguli, să fie tot ok. După care am primit lista cu meciurile și a început măcel. I-am bătut, i-am rupt, am câștigat toate meciurile la care am participat și am intrat în final. În final ne-am aliat cu echipa noastră, fiindcă noi am mers cu 2 roboți, ca să fim siguri că nu suntem trădați de către ruși. Și după o finală de nedescris, în care ne-au deconectat robotul în primul meci, a fost un gest foarte, foarte urât din partea lor. Am reușit să întoarcem rezultatul și am luat loc întâi. Era, nu știu, nu ne venea să credem. A fost, efectiv, am simțit intervenția divină, că Dumnezeu a fost român și ne-a ajutat. A fost incredibil. Și uite așa, zâmbim acum, deși cu siguranță a fost un parcurs foarte, foarte dificil, dar important este că ați reușit nu numai să ajungeți la concurs, dar și să plecați din nou cu medalia de aur. Felicitări încă o dată. Dar cum s-a desfășurat concursul în contextul pandemiei și câte echipe din lume au participat? A fost un concurs mixt. Odată a fost categoria FTC, adică categoria roboților mai masivi,
de metal la care noi participăm și în același timp a mai fost o secțiune de First Lego League, adică pentru copii mai mici care construiesc roboții din Lego, din plastic. Noi am participat la divizia cea mare de metal. Au fost 18 echipe. Tot evenimentul s-a desfășurat într-o libertate, să zic, și decență incredibilă. Teoretic, masca era recomandată, cine vrea folosea, cine nu, nu. Ne-am simțit foarte bine, am putut să ne desfășurăm, am putut să jucăm bine, copiii s-au simțit foarte relaxați, mulți dintre copii și-au adus aminte de noi din trecut, au venit să facem poze împreună, adică ne-am simțit într-o atmosferă foarte, foarte plăcută și chiar ca într-o mare familie în care am revenit cu bucurie. Și important este că v-ați întors sănătoși acasă. Câți elevi au făcut parte de această dată din echipa României? Delegația inițială a avut 16 membri, unii din copii au renunțat, deci am participat eu, plus 6 copii. Ce vârste au copiii? Copiii sunt copii de liceu, cel mai mic are 14 ani, iar cel mai mare 17 ani. Noi am avut, cum v-am zis, 6 copii, unul dintre ei nu este din București, este din Găiești, iar restul sunt de la licee din București, de la Tudor Vianu, de la Sfântul Sava, de la Cantemir. Noi am încercat totdeauna să avem o omogenitate în echipă, să primim mai mulți copii din mai multe licee, din mai multe background-uri, tocmai pentru a le oferi o șansă cât de cât echitabilă să se afle. Știu că anul trecut ați doborât și un record în Rusia, ați luat un premiu pentru robotul cel mai ingenios și avansat din punct de vedere tehnic, un robot pe care l-ați numit Brâncuș. Cu ce roboți ați concurat de data aceasta? De data aceasta, fiind conjunctura, am ales nume un pic mai agresive pentru roboți. Unul dintre roboți era Anihilatorul, era al doilea Armageddon. Efectiv, am anihilat tot ce se putea, eram un pic încărcat, să zic, emoțional, poate cu un pic de energie negativă, fiindcă am trecut prin foarte multe greutăți să ajungem acolo și cred că și-au meritat numele pe deplin. Efectiv, a fost un măcel ce am putut să facem. Nu am iertat nimic, chiar vorbeam cu copiii, zici că sloganul nostru a fost fără milă. Am rupt tot ce s-a putut. Nu am iertat nimic. Un măcel în sens pozitiv, cu siguranță. Vă dorim mult succes în continuare, deși îmi imaginez că a fost afectată activitatea clubului în această perioadă. Cum vă pregătiți pentru competițiile următoare? A fost o perioadă foarte, foarte grea. În primul rând, din experiența anului trecut, foarte, foarte multe concursuri s-au amânat pe termen nedeterminat sau efectiv s-au anulat cu totul și efectiv simțeai că nu ai motivația să continui. Noi totdeauna eram motivați de luptă, de concurs, de atmosferă, de emoție, de interacțiune umană și efectiv ne-a lipsit foarte mult. Poate de aia chiar am mers noi în conștiința asta de a participa la acest concurs cu toată conjunctura asta vitregită, fiindcă ne doream mult să participăm și noi fizic la un concurs. A fost așa o dorință incredibilă de a reveni la normalitate, la concursuri ca pe vremuri, să putem să concurăm fizic, fiindcă toată viața nu poți să o limitezi doar la interacțiunea digitală, pe internet, pe Zoom. Efectiv, ai nevoie să te strângi, să vorbești. Noi anul acesta n-am mai putut să recrutăm foarte mulți copii, fiind conjunctura pandemiei. Ne-am întâlnit mai mult într-un cerc foarte restrâns, normal, respectând toate măsurile de siguranță, doar că a fost un stres în plus pentru noi. Am făcut tot posibilul să ne adaptăm, inclusiv să ajutăm și comunitatea, creând un roboțel umanoid care să ajute în spitale. Am mai făcut câteva proiecte în paralel, tocmai pentru a încerca să ținem această activitate vie și copiii conectați la realitate. Și am încercat tot posibilul să creăm o imagine pozitivă, atât pentru România, atât pentru echipă, că avem copii buni, că avem oameni bine pregătiți, capabili și care efectiv aduc România pe locul întâi. Și credeți-mă, e foarte, foarte greu, mai ales în acest domeniu tehnic, să fii bun, să păstrezi, să reziști atâta timp, atâția ani, să fii lider și să inspiri și pe ceilalți. Încă toată lumea se uită la cei care ocupă primul loc, care sunt o inspirație pentru ceilalți. Și noi asta am încercat, să dovedim nivel înalt de performanță, de diplomație și să avem o carte de vizită impecabilă. Vă mulțumim foarte mult pentru toate astea. Trebuie să înțelegem și vrem să transmitem că, într-adevăr, toate aceste rezultate presupun foarte mult efort. Ne mândrim acum, dar e bine să fim alături de echipa României, în general de echipele României. Felicitări încă o dată, Autovortex, mult succes pe mai departe și sperăm să auzim de bine în continuare. Mulțumim frumos și bye, România! Aici se încheie emisiunea de astăzi. Până la o nouă întâlnire cu cei din a doua Românie, vă doresc toate cele bune!